Hai, repede, repede, repede! Ce faci, ai început să plângi? Da. Vai, dar ce sensibil ești! Mai repede, mai repede! Am înțeles, dragă! A mers, a mers! Tu mai mult dai din gură decât dai din mâini. Nu care cumva să apeși butonul ăla, da? Acum nu te supăra. Mi se pare că ai făcut varză acolo. Hai mă, Chris. Rog, dacă mai stigi odată așa, îmi stă pulsul, pe bune. Să înceapă weekendul, dragilor. Bună ziua, eu sunt Foa, iar voi sunteți la Cine-i șeful? Astăzi ne așteaptă o rundă interesantă, amuzantă. Vom descoperi împreună, dar înainte să descoperim ce va urma, eu aș vrea să vă provoc pe voi de acasă să intrați pe casting.canalde.ro și să aplicați cererea voastră ca să ajungeți aici, să împărțiți cu mine bucătăria, să ne distrăm, să ne simțim bine și de ce nu să câștigăm 1000 de euro. Până atunci, haideți să cunoaștem concurenții de astăzi. Olimpia și Constantin s-au urcat în mașină la Botoșani și au coborât la București. Au un plan bine pus la punct și nu au de gând să se abată prea curând de la el și speră să câștige premiul ediției. Simona și Serghei se întorc să facă legea în bucătărie. Ieri au câștigat prima lor ediție și au mare încredere că și astăzi deznodământul va fi unul fericit pentru echipa albastră. Spor la treabă! În pași de dans, vă invităm să-i cunoașteți pe Roxana și Cristian. Ea este dansatoare, iar el coregraf. Cei doi profesioniști petrec mai mult timp pe scenă decât în bucătărie. Totuși, atunci când se apucă de gătit, iese spectacol în farfurie. Da, se anunță distracție. De ce? Pentru că suntem la Cine-i șeful și începe și weekendul, să nu uitați asta. Haideți, fetelor, porniți către mine, pentru că... vă aștept. Bună. Simona, bine ai revenit. Bună. În bucătăria Cine-i șeful. Bine te-am regăsit. Bun. Olimpia. La fel de înaltă ai rămas, da. Bună, Olimpia. Am mâncat bine. Ai mâncat bine? Da, între timp. Olimpia, da. Ce faci? Foarte bine. Foarte abia bine. Așteptam să ajung în platoul dumneavoastră. Mă bucur că de-abia așteptai, pentru că este momentul să pui la treabă ce plan ai conceput-o acasă. De unde vii? Din Botoșani. Din Botoșani. Bine ai venit, cum te numești? Bine te-am găsit, numele meu este Roxana. Roxana, da. Parcă te-am mai văzut la televizor pe tine, nu? Ocazional. Ocazional? Cu ce te ocupi tu, Roxana? Ca și profesie sunt dansatoare. Dansatoare, soțul tău, da. Se pricepe la dansat. Dar cum stă cu gătitul? Eu zic că destul de bine. Adică... sau cel puțin am speranțe să te descurce măcar pe jumătate cum se descurcă la dans. Olimpia, moldoveancă jet pe jet, Roxana, dansatoare din București. Din București. Ați venit să o provocați pe Simona, da? Ea este cea cu experiența, ea este câștigătoarea de ieri. Felicită. Iar rețeta zilei este următoarea, hai să vedem. Rețeta zilei, doamnelor, e despre somon, iar somonul trebuie afumat. Se taie somonul în două părți egale, se verifică din nou de oase și se pune la afumat. Unde se afumă somonul? În tigaia asta se întâmplă acțiunea pentru afumat, adică folosind toate uscăciunile care ne ajută în bucătărie. Și când zic ne ajută, ne ajută să facem curat. Așa. Iar de la nuca de cocos, toată fibra asta, scoatem aici. Somonul. Sare. Și piper. Și la fum.
Tot pentru somon, urmează să pregătim marinata. O marinată care o să o folosim după ce se afumă somonul. Practic, îl scăldăm și pe el un pic prin marinata asta și după aceea îi dăm o temperatură mare să se prindă de el și să se facă crustă, să tragă un pic de crustă, când zic crustă, să se rumenească un pic. Așadar, pentru marinată ne trebuie cocos, pentru că ne-a ajutat și ne va ajuta în continuare, și ne trebuie apa de cocos. Ca de cocos și puțină zeamă pe care o avea. Cimbru, usturoi, coajă de lai și un pic de ulei de măsline. Așa, se taie castravetele. De la roșie folosim doar pulpa, fără semințe, fără miez și fără coaj. Avocado. Lime. Aceleași pretenții le-am și de la voi, băieți. Pătrățele de-astea frumoase și asimetrice. Așa, niște nucă de cocos, să nu cumva să uităm că am marinat somonul cu apă de cocos. Punem un mic reminder. Doamne, rețeta de astăzi, somon afumat, gătit în același timp în casă, cu salată de avocado și cocos. Deci, cum vă place? Vă place ce aveți de transmis? Da. Bun. Haideți, fetelor, haideți să vedem despre ce este vorba. Bun, așa trebuie să arate. Observați? Asta este prezentarea mea. Salsa este acolo de sub, se văd toate lucrurile, nu este un amestec așa molfloit. Ce era partea asta verde? Asta este o ceapă care se numește ceai subțirică și se taie rondele, așa? Vedeți nuca de cocos? Vedeți, somonul este rupt pe fibră, nu este tăiat? Și rodia și avocado, toate au gust, au dressing de lime și de ulei de măsline, da? Și de apă de și apă de cocos. De cocos, da. Bun, acum, că ați luat informația, aveți detaliile, știți ce aveți de făcut? Da. Pentru că va trebui să transmiteți. Și cui crezi că transmiteți? Cui crezi? Unor persoane importante din viața Unor persoane noastră. Importante din viața voastră care vor trebui să facă tot ce știu și tot ce pot, cât mai repede, să execute indicațiile voastre și să aducă acasă niște bani, să pună pe masă. Uitați, pentru voi. Bun, la locul vostru, fetelor, și multă baftă vă doresc. Mulțumim. Pentru că urmează să intre bărbații.